Bună seara, prieteni! Bun găsit la primul podcast pe canal de YouTube Zeno Music. În seara asta l-am invitat lângă mine pe nimeni altul decât Varză. O să povestim multe lucruri, atingem acolo subiecte din copilăria lui, atingem subiecte din emisiunea Taxi Driver de pe Național TV, atingem subiecte din emisiunea Ai Umor, acolo unde l-ați văzut de nenumărate ori, chiar și una din finalele emisiunii. Așa că urmăriți acest podcast și veți afla lucruri neștiute din viața tumultoasă și agitată a domnului Varză Daniel. Cum ai ajuns de fapt în televiziune? Da. Ai Umor, emisiunea de bancuri. Mai știu unde am terminat. Am terminat undeva la Mare, la Costinești, cu MC Ala. Când am intrat când ai fost MC și a fost Mundi, da. Cu Rocky. Am intrat la Mundi și așa, cu Noaptea Rocky. Da. Am făcut, hai să termin un pic partea aia. Am făcut și reversul medaliei, am făcut Noaptea Amatoarelor. Și asta când era marți? Da, o seară pentru fete. Deci fetele cele mai îndrăznețe, știi? Și, păi și ele cum le puneai în brațe dacă pe băieți în fuste? T-shirt contest, le odam, le urcam pe sus pe bar. Barul nostru era într-o formă de corabie, știi? Aha. Și le urcam pe bar acolo și făceam cu ele dans, nu știu ce. Și le provocam din ce în ce mai tare, bine, după multe șaturi, care ar curea să-și arate țâțele, să dezbrace. Și, și? De foarte multe ori le-am dezbrăcat complet. Da. Jur? Da? Da, jur. Erau niște seri, mamă, să rea discoteca în aer. Așa, în fața 200-300 de oameni se dezbrăcau? Bardigazii închideau ușile de la intrare, să nu cumva să vină poliția, pentru că da. La vremea aia, atunci, după Revoluție imediat și alea, ca să faci club de striptease, să-ți trebuia autorizația, știi? Că erau cluburile de striptease. Și închideau ușile ca să nu intre poliția atunci, pentru că le-au dezbrăcat, le-a făcut mămica lor sus pe bar și dansau și era nebunie, frate. Deci nebunie. Și am făcut Revelion în plină vară. Tot acolo? Tot în Mondi. Asta e iar o poveste foarte tare. Revelion în plină vară, deci am fost pe plajă cu hostese să distribuim flyere și eram îmbrăcat în Moș Crăciun și eu și ele. A costum de Moș Crăciun de la Groz, am adunat toți copiii după mine, mă certam cu părinții. Copiii venea după Moș Crăciun. A fost carnaval, da. Și în discotecă până pe la 1 noaptea a fost numai muzică de Crăciun. Deci numai du-te, Jingle Bells. Vara. Da, Ștefan Bodică Junior. Și a fost lume? Crușcă. Omor, nu lume. Omor. Ca să nu spun că am închiriat două tunuri de făcut zăpadă. Din Ungaria le-a adus Debbie. Două tunuri de făcut zăpadă și făcut în zăpada de jumătate de metru în discotecă. Toată discoteca era plină de zăpadă. La căldură. Da, frate, da. Da, băgau un continuu, îți dai seama ce se topea de bine, sub. Pentru 200-300 de oameni. Exact. Da. Și s-a dat gol. Și plin, frate, și toată lumea, concursuri, am făcut concursuri specifice. Înăuntru era tot oamenii ca de sărbătoare, cu pom de iarnă, cu globuri, bă, tot superb. Și au avut obligativitate, ca să intri în discotecă, trebuia să vii cu căciulă, fular și mânuși. Ca să intri în discotecă, vara. Și era intrare liberă dacă veneai așa. Dacă veneai cu ceva de iarnă, aveai intrare liberă, știi, în discotecă. Doamne, iartă-mă, găsea lumea. De pe la gazde, unde stăteau, da, ești nebun. Bă, dar nu așa, mi-au venit cu călpari, cu schiuri, cu sănii. Bă, prietene, am zis că mi-au cu paltoane pe ei. A fost super tare, frate, super, super tare. Ce nu am luat noi în calcul dimineața a fost faptul că zăpada aia s-a topit. Păi bineînțeles, și a rămas. Și toate prizele erau la 20 de centimetri, am pocnit tot. Și a meritat toată instalația electrică. Da, am dat la bani pe becuri și pe alea, cum erau roboții atunci, știi, la început, generația tânără. Milele alea de mișcau. Mama și becurile alea costau de terup, tot a pocnit, n-a rezistat nimic. Dar a fost o seară superbă, a fost foarte mișto. Păi și de aici cum? De aici? Televiziune, că nu prea fac legătură, nu, adică te-a văzut cineva? Nu, ideea a fost așa, o să povestesc că m-a văzut cineva ca MC și am intrat MC în altă parte. Ideea a fost așa, că PAC s-a dat anunț la TVR că se face concurs de bancuri. Florin deci Piersic. Deci prima dată în TV cu bancuri ai intrat. La concurs am fost. Asta seara lumea tot spunea de bancuri. La concurs am fost, da. Și Florin Piersic prezenta și mamă, mare concurs mare. Și m-am dus și m-am înscris și eu la concurs. M-am dus cu un prieten care stătea cu mine în bloc, nu mai e printre noi acum, și el foarte bun pe bancuri la vremea respectivă, dar când am ajuns acolo am stat, am așteptat vreo 9 ore, 10 ore. Erau, cred că, 2000 de oameni la
la preselecție. Să participe? Da, frate, să participe, să fie selectați, da, 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 să intre în concurs. Mamă. Știi? Da. Era juriu, era asta și intrai și spuneai câte două, trei bancuri și... No. Și am stat, am așteptat mult, înțelegi, și ăsta prietenul ăsta meu agățase pe unul acolo, care nu se zicea, cumpăr și a plecat cu aia. N-am mai stat la concurs acasă. Și am rămas, și am intrat undeva seara pe la 9 și ceva, 10, cred că era seara când am intrat la concurs. Și am intrat și am spus, patru bancuri am spus. Dar cât îi trebuia să spui? În mod normal, cam două, trei maxim, deja era târziu, era, dar nu m-au lăsat să plec azi. Și te difuzau pe post cu toate? Nu, era doar audițiile. Da. Și nu m-au lăsat să plec, mai zine unul și am zis și i-am omorât. Era producătorul emisiunii, Eugen Dumitru era. Cineva cunoscut în juriu? Sau ce era? Juriu era așa, mai să mi-am duc aminte, frate, de juriu era... Ai, ce lapsus aici, chiar o rușine pentru mine. Dar avem YouTube, cred că ne spune ce. Mai găsim noi? Nu mai știu sigur, dar cred că era... TVR-ul e foarte greu de găsit, din câte știu. Cred că era Eugen Cristea. Cred. Mai era cineva de la sponsor. În fine, dacă nu ți-aduci aminte, da. Emil Burloi. Și ce s-a întâmplat după audiții? După audiții m-am selectat și am mers în concurs, înțelegi? Și am intrat în concurs și am câștigat. Și, na. Și de acolo a început, da, Eugen Dumitru, care era producătorul, m-a cooptat la el în echipă și am stat pe lângă. Mai scriam tot felul de glumițe și de astea pentru tot felul de actori. Mm. La un moment dat el a făcut o emisiune care se numea... La 11 trecute fix, ceva de genul ăsta. Știi? Tot comedie pe bază de bancuri, da, și asta? Da, nu neapărat de bancuri, de zonave, de anecdote. Da. Se întâmpla într-un bar, înțelegi? Și ăștia se întâlneau pe la bar, era Dan Condurache, Dan Vădulescu, numai nume mari. Am scris câteva texte și pentru ei, și ei au jucat. Dan Condurache a jucat pe un text de-al meu. Chestiile astea. Da. Și ei, vezi, doamne, se întâlneau la bar acolo și, hei, salut, bă, fiată, ce, ești cătrănit, da, bă, nevastă, mai uite ce a făcut. Și intra într-o glumă, știi, într-o dudă. Și pe mine Eugen m-a pus, că mă plătea ca textier, dar ca să mai îmi dea niște bani în plus și așa, m-a pus și barman. Eram barman, da. Mai ștergeam paharul, mai mă puneam cu cotul între ei, că erau la bar aici, să ascult ce zice ăla, mai îmi vedea unul câte una, bă, dar tu nu-i treabă, din astea, știi? Și asta a fost, să zic așa, intrarea mea în televiziune, că am intrat într-o echipă, nu, am făcut lucruri și am stat destul de mult în TVR, dar tot așa am făcut, nu la rampă, am făcut lucrurile, da. Eram redactor la un moment dat la Eugen acolo, ai progresat? Materiale. Am progresat un pic. De fapt, aici am cunoscut televiziunea, aici am început să gust un pic, să prind gustul, știi, că vreau să... Între timp mai făceai și MC pe plajă vara sau? Da, vara, da, și asta, nu? Cum să nu, dar n-am stat 14 ani, adică au fost multe nebune. Dacă ți-aș zice să faci asta acum? Cu mare drag aș face. Da? Da, da. Am mai fost și mai recent. Adică am mai fost, nu, am fost la... Hai să facem vara asta dacă tot se duc drumul la treabă. Am fost la Aquamagic, nu la Aquamagic, care ăla din Otopen, Aquapark, parcă, Aquapark, sau, nu știu, unul din ele, că ăla de la mare... Da, nu știu cum se numește. Stai, că eu zic termen. Nu termen, nu era termen, nu era termen atunci. Aquapark, cum era? Aquapark, cum e ăla de la Mamaia? Știi că e Aquaparkul ăla cu tuburi. Da, știu din Mamaia că am fost. E și în Otopen, unul mare, și am fost cu Măxineanu, am fost MC acolo o vară întreagă. O vară întreagă, mamă, am prins vara aia, erau 39-42 de grade. Beam Sprite în halbă, puneam jumătate de halbă de gheață și restul Sprite peste și beam. Și după trei halbe de alea am răcit la stomac. Și a prezentat numai mască, că nu mai puteam să mă ridic după veciul. Picura de mine. Păi și mască era tot MC? Era MC cu mine, da. Mascone, pentru cine nu știe, Măxineanu? Măxineanu, colegul meu de trupă de la Taxi Driver și Driver, da. Și... tot acum, dacă începusem cu umor și cu nu știu ce, mergeam la tot felul de festivaluri de umor. Am câștigat și la festivalul de umor Constantin Tănase de la Vaslui. Da. Am câștigat niște chestii de astea, competiții, foarte multe premii în Cântarea României, ca artist, ca actor, ca multe chestii de genul ăsta. Foarte multe premii, am peste 30 de oricum premii. Ai intrat în televiziune prin comedie, văd că... Am intrat acolo, da, și de acolo lucrurile au început să evolueze. A evoluat, da. Da, s-au mai întâmplat. Tu tot asta faci de fapt acum, doar că sub un alt format, că stand-up-ul nu cred că venise în România. Nu. A venit târziu.
Fii atent, era o nuanță de stand-up. Făcea un mare actor al nostru stand-up, dar noi nu știam că e stand-up la vremea respectivă. Cine? Radu Gheorghe. Radu Gheorghe, ăla cu vioara, da, dacă da. Ții minte. El a fost primul în România care a făcut stand-up. Primul. El a, el a făcut termenul de stand-up asta, și... Exact. El a făcut chestia asta, a ieșit pe scenă fără să aibă scenete sau mețociu, palade sau... Fără să aibă scenete, el a ieșit și a început să stea de vorbă cu oamenii. Știi? Și a fost așa că lumea era puta, o le întreabă pe ăla ce serviciare, adică, știi, da, era exact, cu... dar nu știa nimeni de stand-up, nu știam de stand-up atunci, chiar da, nu știam. Tot stand-up, de... și... adică to-a, asta se face în momentul de față în stand-up, în afară de voi, da. Nu știu, tu cu Dan Țuțu, care sunteți, Badea, nu, mă refer la oameni care povestiți, păi și Badea, și Badea într-adevăr, da, Badea povestește, da, dar luați contact cu publicul, dar mai și Costel, puțin, mă, și mai Costel, puțin, Costel nu? Povestește numai de ce are trăit, adică, sincer, nu am urmărit foarte mult materiale cu Costel. Foarte bun. Da? Da. Da. Am văzut mai devreme că o să fie televizat la... Da, la săptămâna viitoare, da, o să da, fie, sau nu știu când o să difuzăm. O să difuzăm, să... da, nu știu. Oricum, nu știu. Va fi, vom da. Difuza înainte de a fi. A fost Teovie și Costel la umor. E... Wow. Dacă tot am intrat în chestia asta, zi-mi primii trei care îți plac în momentul ăsta sau pe care... Dar de ce mă pui în situația asta? Dar nu te pun, nu ești obligat să spui, doar te... Vezi, trei, ce... vezi cum e. Îmi place Natanticu. Că e prietenul tău și nu. Trebuie laudat, nu? Îmi place... Și îl salutăm? Da, nu laud, că e munca lui până la... Îmi place... Haide zi. Și am doi ăștia, îmi plac la același nivel. Dan Țuțu îți place? Poate o mai scârție. Se poate și mai bine. Asta cum se poate și mai bine, n-am înțeles-o niciodată. Adică tot timpul e loc de mai mult, ok? Îmi plac foarte mulți. Trei e puțin, dar chiar îmi plac. Pentru ceea ce înseamnă cuvântul stand-up comedy, într-adevăr, adică în adevăratul sens al cuvântului, cine crezi că îl reprezintă cel mai bine în momentul față de România? Stand-up-ul? Da. Care e omul care reprezintă cel mai bine stand-up în România? Eu. M-am mai surprins. Mamă, ce? Dar ce? Bă. Costel? Da. Multă lume a spus asta și multă lume spune asta. Costel. Da. Nu știu, eu nu pot să-mi spun eu punctul meu de vedere pentru că nu sunt în măsură să... Costel. Sau, da. Dacă tu spui... Dar îmi plac și alții, dar Costel e... Nu. No. La mine sunt alții pe alt film. Eu sunt pe alt film. Care cu... Da, da, da. Ești cu Gheorghe, cu... Nu, eu nu. Nu neapărat. Eu sunt cu toată lumea. Nae Nicolae, uite, îmi place. Nae Nicolae și mie mi-a plăcut și îmi place Nae Nicolae. Văcat că nu știu ce se întâmplă cu el, nu știu. O fi murit. N-am murit, că l-am văzut eu că pune pe Facebook tot felul de nebunie. Nu, Nae foarte mișto și e mișto el ca om, îmi place. Are niște lacune, dar e mișto ca om, foarte mișto. Poate o să mă văd cu el zilele astea, dacă tot ajung prin România. Așa că... Da, corect. Cine știe? De ce nu? Și cu Dan la fel și cu... Dar nu pot să mă întreb dacă îmi place Dan Țuțu sau că ăștia suntem deja, suntem gașca noastră. Tu mai ai spus de Natanticu. Bade, Natanticu, Țuțu. Noi suntem, avem niște... Am lucrat împreună și din cauza asta, dar asta nu înseamnă că nu mă apreciez pe Teo, Vio, Bobonete, dar a fost Bordea. Umorul vechi, să zic așa, umorul... Bucălaie, uite, a fost coleg cu mine în trupul la Impro, la... Da, sunt cam două categorii diferite, uite cum e Romică și Palade, da. În raport cu Bobonete, cu Micuțu, cu... E cu totul altceva. Cu tine chiar. E cu totul două, altceva. Da, dar sunt fac două, parte din umor. Corect, dar sunt două genuri de umor diferite. Și pe care îl prefer mai mult? Băi, mi-e place și celălalt gen de umor. Cel cu texte, cu scenetele. Da. Păi... Ce faceți oci cu Palade... Deci ce faci? Pentru mine a rezistat un... atât de mult și încă rezistă. Eu am niște povești chiar și cu Țociu și cu Palade și cu multe, noi sunt prieteni foarte buni. Sunt oamenii care m-au învățat niște lucruri, nu de stand-up, dar la vremea respectivă de scenă, am fost cu ei la un spectacol la un moment dat. Și... Am avut și o parte de revelion cu ei. După emisiunea de bancuri de la TVR,
Da. Florin Pierzic a făcut un spectacol la Sala Palatului. Florin și invitații, sau nu mai știu cum făcea el. Și ne-a chemat și pe noi, cei cinci care am fost cei mai buni la bancă. La bancă, da. Și am intrat și noi cu un moment al nostru. Eu cu... Era Sergiu Cicu din Câmpul Mușcel, e directorul Casei de Cultură de acolo acum, cu Gigi Popa, un alt băiat bun pe bancuri, cu Haris și cu Mărgelatul, din Ploiești amândoi. Mărgelatul nu mai e, din păcate, printre noi. Și am fost, ne-a chemat și pe noi și am intrat cu câte două bancuri fiecare. Știi, a fost o chestie asta, Sala Palatului, wow, știi, era, mă, eram căcați pe noi. Ai avut Sala Palatului în ce an? Eu am avut Sala Palatului înaintea tuturor stand-up-urilor din România. Ai auzit Dan Tuță, nu? Ați auzit toți, da? Da, am fost pe scena Sălii Palatului în 1997. Spectacolul ăsta. Și ce vroiam să zic este că, nu mi-aduc aminte ce vroiam să zic, dar ce vroiam să de aici, mergem înainte, da, dă-i mai numai. De aici, de la ăsta de concurs. De la TVR. De la Sala Palatului. Așa. De la Sala Palatului s-a întâmplat ceva, dar nu mai știu ce. S-a întâmplat ceva? Ce? Mi s-a luat filmul. Păi a venit vorba de la TVR. Florin Pierzic a organizat la Sala Palatului, a avut un moment acolo și nu știu ce ai vrut să spui. Înainte ziceam ceva. Nu știu ce ai vrut să spui, nu știu că nu, dacă aș fi în creierul tău, cred că aș exploda. Și uneori și eu explod în creierul meu, deci, mamă, deci uneori, au mai încercat și ăștia psihologi să mă citească și le-a dat cu virgulă. Eu am fost într-o emisiune la Prima TV, făceau Cireașa de pe tort. Da, știi? Știu emisiunea. Și eu am fost în emisiune cu fetele de la Bambi, așa, cu Cosmina Păsărin și cu, cum o chema, Georgeta Ghinea sau ceva de genul, psihologa de la TVR. Îmi cer scuze că nu mai țin minte cum o cheamă. Și... Am fost în emisiune și ai văzut cum era emisiunea, gătea părând la fiecare acasă și nu știu ce. Și când a venit rândul meu, ea psihologă, știi? Și ea mi-a zis treaba asta, mi-a zis, zice, bă, zice, am tot încercat cu tot felul de întrebări și de nu știu ce, nu pot să pătrund în tine, știi? Că ea vorbise cu fetele, cu nu știu ce, și i-a zis, sunt greu de pătrunzi, draga mea, dacă vrei pătrund eu. Am stat așa, știi, bă, mi-a venit așa pe moment. Și eu când a venit rândul meu să gătesc, ia uite, vezi unde am plecat și unde am ajuns. Când a venit rândul meu să gătesc, eu le-am zis, la ăștia, la producători, zic că vreau să fac tocană țigănească, dar la pirostrii, la cea mai pomanul gârli, ciorogârla. Și că să-și potrivea cu tocana țigănească, pe ciorogârla, era... Da. Și ăștia producătorii, gata, foarte mișto. Și asta, normal, când urma să vină la cineva acasă, ăla le zicea, vedeți cum mă îmbrăcați adecvat, că unii au mers la club, unii nu știu ce. Și eu le-am zis, super, vreau să vă văd la rochii de seară, la nu știu ce, și au venit limuzina, le-a luat, le-am știut și le-a dus pe baltă la ciorul gând, pe pământ din așa. Le-am întins o pătură de aia, zis, aia era masa, bă, pe cuvântul meu de onoare. Eu cu Măxineanu. Măxineanu, că aveai voie să ai ajutor, știi? Că a fost și el la Cireaș. Și eu cu Măxineanu și eu găteam, atenție, la gustul gol. Era cald, bă, era vară, erau 40 de grade și mestecam tuciul ăla în ceaunul ăla, făcea mare acolo, bă, oricum a ieșit, dar în timp ce mestecam, era căldură și de la focul ăla și transpirația și curgea transpirația pe vârful nasului și îmi pica în ceaun și mască. Dar măcar te filma, nu? N-am filmat, dar Măxineanu a venit la mine și așa ușor, știi, cu șustă, că era echipa aici, era toată meci. Bă, fii tu zbărții, mă, te scade transpirația în ceaunul ăla. Bună, măi! Păi de-aia și foarte bună. N-a rămas nici în ceaună, că am mâncat toată echipa, toată lumea. Știe? Toată. După știe lumea că... Nu, că nu ne-a zis, acum e prima dată. Acum au aflat și fetele de la Bambi și tot. Ce observ eu, că tu făceai lucrurile cu totul, adică făceai opusul lucrurilor. Vara făceai partiuri de Moș Crăciun. Da, da, da. Fetele le puteai să îmbrace de club, le duceai la gârlă. Da, așa e, n-am fost pe invers. Fac lucrurile. Da, nu știu, mi s-a părut mie amuzant așa, știi, să le duc acolo, să râp în două. Asta cu Cireașa de pe tort a fost mult încoace, din câte știu. Că la Prima TV tu ai fost cu bancurile.
Da, da, da. Prima dată cu bancurile, da. Și pe urmă a fost Cireașa de pe top, da. Acolo cât e de ce ai câștigat? Că am fost la o grămadă de emisiuni și la toate televiziunile, adică sunt așa amestecate în creier. Bine, tu ai fost acum și la Măruță, ai umor, și în ultima perioadă, da, zic. Acum, da. A, vorbeam de că de asta am plecat cu Țociu și cu Palade și genul de umor și așa. Da. Mie îmi place foarte tare și genul ăla de umor. Dar ăla mi se pare un gen foarte greu. Pentru că acolo chiar trebuie să, rolurile alea trebuie să fie super bine și să te cunoști foarte bine cu partenerul tău. Și spuneam că plecasem la, asta a fost, după apariția cu Florin Piersic la Sala Palatului, mă cheamă nu mai țin de care dintre ei, ori Nea Bebe Mihu, ori Angel, că ei doi făceau spectacolele astea mari, avea spectacol la Târgoviște și a zis, vreau să vii să-mi dai o probă, să te văd cum ești și poate te iau cu mine în spectacole. Cu bancurile? Făcusem eu niște de-astea, aveam o autobiografie, erau foarte mișto, știi, așezate, momente vesele. Aveam o chestie de 7 minute, îmi făcusem momente vesele, cred că pot să-i spun și stand-up dacă... Că acum eram, da, simplu, eram, spune, da. Mă rog, nu contează, nu era stand-up. Erau niște texte făcute, scrise și bine interpretate. Aveam poezia Plumba lui Bacovia în 5 limbi străine, era foarte... În ce limbi ea? Te-s curios. Era română, franceză, germană, americană, nu engleză, da. Americană și japoneză. Eram sigur că una din asiatice. Da. Și rupeam cu ea, rupeam foarte tare. Mai foarte ții minte ceva? Da, le știu. Și mai aveam, că am văzut de curând pe internet, ai văzut aia, Capra cu trei zi în franceză? Da, da, da. Toată lumea zis-o tata tipei care a fost la X Factor sau... vreau să-i spun că eu spuneam Capra cu trei zi în limba franceză în 1984. Dar în japoneză o spune? Sau nu, în chineză? Nu, asta e altă, plumbul e altă treabă. Dar Capra, și să-ți mai spun un lucru, prietene, dacă te uiți și dacă vei ajunge vreodată la podcastul ăsta, când spui aia, tu spui Lulu... Lulu Jmecheru la lup, știi? Zicea, a venit Lulu Jmecheru, nu e așa, este Leptule plus Jmecheru, așa era. Leptule plus Jmecheru, ăla era. Dar nu știu limba franceză, dar aia chiar era tradusă? Adică nu, porcărie, îți dai seama. Valorile lui Capra se duse la piață, la iez și le zise, trei zi cu crezi pe chinezii. M-am unsă și la piață după halale, voi nu ne șer de aceleași. Adică era un dădă de asta. Și ăla zicea, știi că s-a întors lupul și i-a mâncat pe aia. Da, știi. Și a rămas la vechi și a venit Capra și ăsta făcea, mamă, și ăsta zicea, ce zile, mamă, Neptune pe șmecheră, vie la manșe doi zi cu curezii pe chinezii de sub pat. Meno, meui. Nu te-ai gândit să o faci pentru... Mie, cum se poate posibil? Mă uit așa, gheogâți. De ce nu o faci în franceză pentru... Păi ei, mă, în franceză a zis-o el, acum nu mai are să mai vin și eu cu ea în franceză. Eu știu italiană, el nu știe. În italiană? Dar eu știu, eu am și Capra în italiană. Cum sună că e în premieră aici în italiană? Capra cometrie, variante una. Sub o vechea monotonia de Italia, habitere una capra buna, chel fuse marito cu un colonelo di carabinieri, chi decedato in urma unui atentato del mia papa de la Roma. Aper la capra spuneam la bambinelli, mia bambinelli, eu pe care la piață după Hales, e voi non ieșire da cea perchea cantare lasciate mi intrare că v-am adus mangiare fasole cu ligheanu încârnato barosan. Aper la casa di capra se aceară un lupo, un mascalzone, un morto din foame, grande in trapezo e piccolo in culo. E mascalzone cantare, adevărul o floare rară ce aduce în viață primăvară. E n-am deschiderea porta, e ma perché? Eu recunoscut la vocea de Cornel Fugaro. E bambinile deschideam la porta, e lupo mangiare două fratelii Barosan. E capra se le turnale, e piccolo parla. Mamello, lupo mangiare două fratelii Barosan. E piccolo, che se fa? Un attentato di lupo mangiare due fratelli Barosan. E piccolo, tu faceai seama un'emozione terribile. E capra se ridisare e căutare la lupo. Signore, io sono la secretara del governatore Alfonso di Madrid. You understand? E capra schimbare la tactica. Do you sleep my tonight? E scoase una la carabina e impușcare la lupo din primo foco. E formare un numero di telefono. Trenco, trenco, 35. Ma carabinieri? Sì. Un attentato in lupo. E non chiede voi. E non parla italiana? Mai du te fădă. Bă. Și asta, da. Da. Să te aranjezi puțin microfonul ca să... Dar nu s-o mai auzi sau ce? Pentru că s-au vibrațiile în gât. Da, păi, vorbesc din omuleț acum. Tră. Eu vorbesc din omuleț. S-au zis, gheogâți.
A, foarte bun. Da. Vezi, acolo a apărut și capra în italiană pe net. Corect, da. Am avut multe când făceam astea. Și, hai ca să revin la asta. Și mă cheamă la Târgoviște, la spectacol, era Țociu Palade, Stella Coarșinel, Dumnezeu să ierte pe Stella, și mai mulți. Și cântărezi, și cum se făceau. Și acolo în cabină, unde era Stella, Arșinel, Naeva, toți. Și Horațiu Mâleel. Și acolo în cabină, ăsta a venit Nea Bebe sau Angel, nu mai știu care era, și mi-a zis, ia mă, zici ce vrei să zici ca să văd cum sună, ca să știu. Știe, da. Și eu mi-am zis numărul acolo în cabină, înțelegi? După care el a plecat Arșinel și a venit ăsta la mine, zice, uite banii cu care ne-am înțeles să ți-i dau ca să ai de trend și de alea și că nu știu ce, că nu intri, că nu vrea domnul Arșinel să intri. Și am zis, bă, două variante. Ori a zis, bă, domnul dracu, că e slab, ori a zis, bă, e prea bun, dacă îl bagi înaintea noastră, venim noi cu țigănă și cu... Știi? Dar mă rog, eu sper că a fost chestia că nu am fost bun. Ce-ai aflat? N-am aflat. Și m-a dus, noi eram un copil atunci, eram destul de tânăr și așa, și nu era tren până dimineață, logic, în Târgoviște, dar m-a dus Horațiu Mâleele cu mașina. Ah, ai avut unul. Da, și pe drum am povestit niște chestii fabuloase, atunci l-am cunoscut pe Horațiu personal. Și am tot povestit, m-a pus el, ia, dar cum te-ai apucat-o, dar ce, nu știu ce. A fost o chestie foarte mișto, o experiență frumoasă. Dar n-am intrat atunci și cu Țociu și Palade am o prietenie fabuloasă, chiar am o prietenie, wow, am fost și la ei acasă, adică suntem foarte buni prieteni. Și la un moment dat Țociu mi-a zis o chestie foarte mișto și mi-a zis așa, bă, Daniele, de ieșit pe scenă, știi, zice, degeaba vrei tu să fuți publicul în cur când el vrea să o sugă, că nu o să stea. Știi? Adică la modul, nu încerca tu să dai tu ce crezi tu că e, dă ce vrea publicul, știi? La modul ăsta s-a referit. Și mi-a rămas în cap chestia aia, știi? La început nu am făcut-o foarte tare, pentru că tot aveam impresia că aia e tare, ce trebuie să... Da. Uite, exact cum a fost cu YouTube-ul, ți-am zis, asta vreau să completez. Bă, când văd că toți fac, mulți care fac niște lucruri, bă, niște inepții, mă, niște... Și tu stăteai și mă gândeai și cu un altul, bă, cum să ies să fac niște prostii de alea, că am o vârstă, cine se uită la... Mă rog, sunt și de ăștia în vârstă care fac asta, uite cum e Delca sau... În vârstă nu. Care să strâmbă, știi? În vârstă nu, doar care fac de asta. Arată în vârstă, dacă nu stă în vârstă. O, atunci arată în vârstă Delca. Nu, dar am avut temerea asta, înțelegi? Dar am zis, bă, de ce nu? Că ai insistat tu, mai sunat și ai zis, bă, hai, e timpul, nu știu ce. Păi, vele dreapă de saltele. A sărit două ori de saltele alea când am auzit, pf, am plecat. Asta e ideea, dă publicul. Dați-mi voie să arunc un ochi. Tu zi în continuare, e 2 ore pentru Grecia. Mă, ar fi frumos să și câștigăm pe live-ul ăsta la pariuri. Ar fi foarte tare, avem un bilet la pariuri. Bine, am 3, dar am zis. Nu l-arăta că îl bagă și nu l-arăt, peste 2 săptămâni. Când lasăm podcastul. Nu le arăt. Te lasă, te uiți acolo. Asta am vorbit cu el acum câteva zile, că e momentul să se apuce de YouTube și nu acum câteva zile. Eu i-am zis de foarte mult timp. De ce nu, de ce nu, de ce nu? Și mi-a explicat că... A zis, zice, hai mă să faci YouTube. Și am zis, bă, l-au făcut alții înaintea mea. YouTube-ul e făcut de cineva. E unlimited în momentul de față. Adică e loc pentru toată lumea. De ce nu? Îți iese ceva acolo sau? Băi, nu, că îmi dădea mai mulți bani data trecută. Și acum cât? Ce s-a întâmplat aici? Egalat ungurii pe sârbi. Vezi? Și mă las Slovenia. Mă mai dă doar 127 de lire. De n-ai vreo 260, vei? Mă lasă că iau mai mult acum, iau 800. Serbia aici, nu e nicio problemă. Serbia își revine imediat și bate pe unguri de ascultă cu urechi. Nu e problemă. Eu cred că da. Asta, da. Păi și eu zic că nu. Da. Și aici ce mai am? Aici am dă 90 de lire, ia uite. Vezi, a crescut ăsta, poate ai acolo. Stau bine aici. Aia e Slovenia care trebuie să marcheze și... Hai că ieșim din podcast cu bani în buzunar.
Îți vine să crezi? Și nu. Mai spui că nu se fac bani din YouTube. Am încercat să fac la banii mei, de asta întors cu lopata. Îți dai seama, filmăm un podcast de o oră și ieșim cu 300 de lire în buzunar. Adică, bani din YouTube. Bași 30 de lire și pleci cu 300 și ceva de lire. 300 și ceva și un podcast filmat. Bine, asta dacă te-a pus să-i scoți, dacă nu-i scoți, dacă nu-i scoți, ar putea să, dacă nu mai ții un ochi pe telefon, ar putea să nu mai pleci cu nimic. Da, mă. Și asta, asta a fost cu... Dar genurile de umor sunt diferite. Clar. Asta e clar. O parte sunt de modă veche. Știi cine a încercat să facă un spectacol de genul ăsta cu scenete vechi? Cine? În zilele noastre, adică în 2020, da, acum? Nu, în 2020, acum, acum ceva ani în urmă, Cristi Martin. Cel cu halatul? Halatul. Cristi, care este un foarte bun actor și profesor acum. Predă actorie și da? Așa, da. El s-a mutat undeva pe lângă Buzău și el a încercat să facă o chestie de asta la Deco. Cafe Deco. A făcut un spectacol, dar n-a fost un mare succes. Dacă nu mă știu, am avut și o conversație cu el pe WhatsApp pentru un eveniment aici. Pentru o piesă de teatru, bănuiesc. Da, piesă de teatru, da, da. Foarte bun. Foarte bun, copii cu care lucrează și foarte bun. Zi-mi cum, cum ai ajuns la Taxi Driver? La emisiune? Cum a început proiectul? La emisiune? Da. Într-o noapte de taxi a început proiectul. Într-o noapte de taxi, da. Într-adevăr, tu făceai taxi? Da, făceam taximetrie. Și cum ți-a venit? A fost proiectul care... Adică ți-a venit... De la doi beții, mie mi-a venit ideea, am dezvoltat-o împreună cu Maxineanu și... Pe urmă i-am dat drumul, am cooptat și pe băieții de la grupul de umor, Neața era atunci, Nat Anticu cu Sică. Și a pornit toată nebunia. Dar într-o noapte de taxi, da, de la doi bețivi, mi-a venit ideea. Cum explică? Băi, eram, ieșisem la muncă, pe la 10 seara, și la coada calului, așa îi spuneam noi, la universitate, la statuia lui Mihai Viteazu, cu calul, la coada calului, așa ziceam noi acolo, la coada calului era stație de taxiuri și era un magazin deschis non-stop. De unde ne luam noi cafea, da, țigări, taximetri și ne știam cu patronul, nu toți, dar pe unii ne cunoșteam și așa și... Păi eu mai știa că mai făcusem tot felul de prostioare de nu știu ce, de la ăla de bani, de cutare și mă duceam și îmi luam mereu și dacă nu aveam bani, mă duceam și luam un pachet de țigări și două, trei cafele și după ce facem o cursă, două, veneam și dădeam bani, știi? Da. Și m-am dus în seara aia, mi-am luat țigări, mi-am luat cafea, mi-am luat și ca niciodată, știi, legea lui Murphy, nu s-a urcat nimeni la mine în taxi. Mă, toate taxiurile de lângă mine și dacă venea acum, două minute venea un taxi, el a plecat înaintea mea. Mă zice că am ciumă. Nu vrea nimeni să urce taxiul meu. Până la 1 noapte am început să intru ușor, în panică că dimineața la ora 4 jumate sau 5 s-a schimbat tura lui la magazin și vânzătorul ăla trebuia să-i predea lui ăla. Mă, mă zic, mă, fadă că ca la omul ăla, nu o să mai îndea niciodată. Zic, ce fă, dar chiar așa, bă, nu, plecau taxiurile, uite, așa plecat de la universitate, mâncați și bă. Și tu nimic, nimic, bă. Eu, din principiu, când lucram în taximetrie, eu n-am luat bețiv din mașină, niciodată. La cui era cazul? Nu am luat pentru că mie mi-era că o să vomite în mașină, să lăl la mașina mea, era impecabilă, da. Era împărcea să fie curat totul. Ce mașină aveai, apropo? Dacie. Dacie? Dacie 1310, da. Zâmbetul lui Iliescu aia. Da, frumoasă, era țiplă, era nouă mașină, adică și era super bună înăuntru, era mamă și... Nu-i luam, în principiu, sunt scandalagii, sunt... Na. Da, na, nu știu ce se întâmplă. La un moment dat, până la 20 și ceva noapte, la universitate, mai erau decât eu și încă vreo două taxiuri mai departe încolo. Și era cazul să faci ceva. Prietene, veneau doi spre mine, dar nu că veneau, nu știu dacă veneau sau se duceau. Bă, erau atât de beți. Bă, veneau nu târâși, că se țineau unul pe altul, dar de fapt pe ei nu-i ținea nimeni. Cam așa venea. Mamă, și-au venit lângă mașină și zic, nu, te rog, zic, nu, dar n-am cum să-i plătesc, lu' ăla, zic, trebuie să iau. Și deschid geamul așa și o stau ținea pe ăla și zice, ne duci și pe noi în drumul taberei. Mamă, zic, să mă, zic, vă duc în drumul taberei, sigur că da. Cât ne-ai pun acolo, cât vreți voi să-i dați, că e bine cum dați voi. Bă, prieten. Deschide ușa din spate, să-l urce pe prim, ăsta care îl ținea pe prim. Și pune piciorul pe pragul mașinii, nu știu cum a vrut să urce mașină. Alunecă pe aia și cade blană între scaunele din spate și scaunele din față. Pe culoarea unde e picioarele, cade blană. Și să înfige în scaunele alea. Adică nu mai putea să ridice, eram beat numărt și plângea în aia și făcea...
Trage-mă afară, este pe ăla, între scaune, mamă, eu l-am leșinat de acolo de... Ăsta o gândește, deschide ușa din față, atenție, să pune cu genunchii pe scaun, pe șezuta din față, ca să se bage între scaune și să-l tragă pe ăla. Să pune cu genunchii pe aia, îi scapă genunchiul lângă ștergător în alea și lângă schimbător și cade între scaunele din față de la mașină, se protește între scaune, mâncați și peste ăla. Și făcea, ăla de jos făcea, trage-mă și ăsta de aici făcea, împinge. Bă, băiat, eu eram pe scaun și eu pe lângă el leșinasem, jur. Mamă, firația, e dracu, domne, am făcut rost de voi. Cobor de... Ne-a apucat să bă, băiat, cobor de mașină, mă duc pe partea aia, îl trag pe ăsta de cur, îl scot acolo din aia, îl ridic și pe ăla din aia, îl pun în scaunul încezută, îl pun pe ăsta în față pe scaun, îi pun centura. Ne-am urcat, am plecat. Pe drum am mai râs, că au tot felul să întreba unul pe altul, țipa la ăla. Dar nu mă auzi, mă, dar ăla îi răspundea. În sfârșit. Am ajuns în drumul taverei Guguță. Plătește, mi-a dat mult, oricum, nu știu, 50 de lei, nu știu, mult. E bine așa, zic, sănătate. Și acum, ăla din spate deschide ușa să coboare. Coboară cu un picior, al doilea îi se agață în pragul, în, jos în prag, se întinde pe asfalt jos. Și striga la ăsta, ridică-mă! Acum stă în față, așa, Juli. Asta de în față a deschis ușa, scoboară repede să-l ajute pe ăla, dar a uitat care centura a pus. Și a plecat și a rămas spânzurat în centura, a târnat cu picioarele în plafon și cu... Bă! Am zis că nu e adevărat, Juli. Am zis că nu e adevărat. În sfârșit, mă duc, îl scot și pe ăla îl dau. Râdeam, o lăsăm spre universitate să nu se plătesc, că ăla să stau liniștit. Și râdeam pe drum și așa mi-a venit, zic, bă, cum era, mă, să-i filmez acum cu telefonul, să le arăt la, eu cu colegii la cafea, să le arăt la ea, cred că leșinau și nu știu. Și atunci a început să funcționeze treaba. Și am luat ziarul, m-am oprit la, acolo la coada calului, mi-am mai luat o cafea, am prins o țigare și am luat ziarul. Știi că ziarul are marginea aia albă așa. Pe marginea aia albă am început să scriu proiectul. Pa, 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 cum să punem camere, cum... Am început să-l scriu, știi, efectiv, tu, pe aia. Știi câți clienți mi-au tras de ușă și m-a întrebat liber? Cred că 12. Nu. Păi, futule, mi-am urcat. Păi, mai devreme nu urca nimeni, vreți taxi, da, marș, pe jos. În sfârșit, am scris aia, pe urmă, a doua zi dimineață l-am sunat pe Muxineanu, Google mi-a venit o idee, nu știu ce, a venit și el, ne-am gândit, ne-am făcut-o alea. Am dus, i-am prezentat asta, i-am spus-o lui Mocanu, Călin Mocanu. Era la B1 TV atunci și la mare i-am zis de treaba asta, când am plecat la mare pe urmă și i-am zis de treaba asta, avem un proiect mișto cu taxi, cu camera ascunsă în taxi, nu știu ce, zice, bă, foarte mișto proiectul, dar nu e pentru aici. Deci așteptați un pic că s-ar putea să mă mut eu și vă contactez și într-adevăr se deschidea Național TV-ul și el s-a dus director de programe acolo, știi? Și atunci ne-a sunat când a fost și așa a început toată treaba și noi am cooptat pe băieții de la Neață că nu puteam să facem singuri. Și așa a pornit. Oricum, câți ani au fost, a durat proiectul? 3 ani. 3 ani, nu? Mm-hmm. 3 ani, dar parcă a rămas așa acolo. 3 ani, dar au fost 6 sezoane. Adică televiziune. Aveam primăvară-toamnă, primăvară-toamnă, știi? Nu știu, parcă a fost un proiect de, da, nu știu, a fost foarte mare, grandios. Foarte. Pentru că a rămas în capul oamenilor. Adică și așa acum. Este. A fost un proiect bun, nu grandios, dar a fost un proiect bun la vremea. Cel puțin a rămas în capul tuturor, adică în momentul de față copiii știu de Național TV, adulții știu de Național TV și oamenii mai în vârstă știu de Național TV și Taxi Driver. Da. Asta înseamnă că da, a fost ceva frumos. Pe perioada aia nu prea era emisiune de divertisment. Bă, erau. Dar nu era nivel. Era Teo. Cum? Era Teo Show. Avea Teo, era la ProTV atunci. Da. Erau frate, erau multe. Era Măruță. Da, totuși cu totul altceva. Măruță era la Tonomatul de pe 2, la TVR. La TVR 2, da. Bă, erau multe, tati, multe. Povești multe. Da. Povești foarte multe vis-a-vis de asta. Nu te întreb cum s-a încheiat, că... Ce, Taxi Driver? Da. S-a încheiat ok, adică am încheiat Taxi Driver. Nu mă refer dacă s-a încheiat urât sau rău. Nu. De ce s-a încheiat până la urmă? N-a mai făcut, mai multe lucruri. Da. Mai multe lucruri acumulate și nici nu mai mergea pentru că lumea deja ne cunoștea. Noi n-am făcut lucrurile cum ar trebui să faci cu o cameră ascunsă. Că eram toți la început, entuziaști. Adică noi ne-am dus și am început proiectul săptămâna asta, săptămâna viitoare s-a difuzat pe post. Înțelegi? Da, așa repede? Da. Adică nu e să fi avut o jumătate de an de filmări înainte. Au fost lucruri regizate? Toate lucrurile au fost reale. Da? Totul real? Tot, da. Până la final când nu ne-a mai lăsat CNA-ul să facem... reality, din cauza unei
unui număr cu niște circari, cu niște ruși. I-am ars noi tare de tot. Și o să povestesc asta într-o altă sau într-un vlog. Și din cauza aia CNA-ul s-a sezizat, ne-a dat amendă, atunci s-a sezizat și a zis din clipul asta nu se mai face camera ascunsă reality. Punct. A dat gol. A dat cineva gol. Megidian. Nu e bine. Mă doare inima. Cine? Ungaria? Nu, mă, Kosovo îi conduce pe Slovenia, mă. Gata, s-a dus. Gata, ia-ți... Ia să vedem ce ne mai dă. La papacioacă. Gata, pe ăsta ne mai dă o obliere, din 15. Stai bine. Mamă, ce de bani luam dacă scoteam mai devreme. Deci nu se face pe ăsta așa mare, repede. Pe ăsta mare mai îmi dă 33. Am odată ăștia minutul 60, dar am încredere în Slovenia, sincer. Toți avem încredere în Slovenia. Clar, și Serbia trebuie să mai dea un gol. Și aici, păi stai, mă, că aici nici măcar nu... Ba da, și aici i-am 24 de lire. Și acum, dacă îi scot, tot îmi recuperez banii. Eu zic să nu îi scot, n-ai rost, ai riscat atât. 24, i-au scos 60 de lire. Să scot 60 de lire, scrieți-mi în comentarii că le văd săptămâna viitoare. Și... Până atunci nu scoate nimic. Nu. Nu scot nimic. A fost asta cu Taxi Driver, am terminat-o. S-a terminat toată povestea, să zic așa. Terminăm, ca să zic așa. O să terminăm și asta, dar vreau să te întreb ce s-a întâmplat de la Taxi Driver, de când s-a încheiat, până în momentul în care te-ai decis tu să vii la Ai Umor. Ce ai făcut în timp? Nu mai știu. A fost beat. Da, tot timpul ăsta. Mă drogasem, nu știu. Eram pe legale. Nu, sincer, ai lucrat ceva, ai făcut ceva, ai mai avut de alte... De la Taxi Driver. Da, după Taxi Driver, perioada asta, până la... Că practic a fost o reapariție a ta. Până la Ai Umor? Da. Ce cu tine, mă? Am făcut, am fost în spectacole de stand-up, am făcut stand-up, am făcut mai multe lucruri, da. Nu, mă refer în TV, nu, nu s-a mai întâmplat nimic. Nu, în TV, apariții, nu TV, nu. Să mai fi lucrat. Nu, am fost cu Măxineanu după Taxi Driver, am fost un sezon la Etno, am prezentat matinalul amândoi. Asta nu știu că nu. Da, am fost la Etno. Etno. Da, ceva, la ceva știu că mi-ai zis, mi-ai povestit zilele trecute. A fost Caterinca Cor și acolo am niște povești foarte tari cu cântărecioșii ăștia de muzică populară. De fapt, cântăcioasele de muzică populară. Că... Prezentai mai mult fete? Nu, dar toate sunt cântăcioase. Da. Pe vighețări. Și am avut și acolo, dar niște clinciuri. Că de-aia am și plecat. Cu cântăcioasele sau cu producători? Cântăcioasele. Bun, atunci nu te mai întreb. Las că le spui tu oamenilor pe canalul sau tău nu. De YouTube. Sau nu, sau, da, sau nu. Ba, nu, pot să le spun, pot să le spun. Asta chiar pot să le spun, dar asta pe canalul meu de YouTube, asta înseamnă că dați un like, un share și un subscribe. Și, un subscribe. Și la Zeno Music. La fel. Faceți treaba asta, podcastul ăsta o să fie și acolo și acolo și vlogurile o să fie pe varză. Varză. Le călărim. Pe varză. Varză. Pe varză. O să vă spun și cum aveam mail-ul și toate alea. Păi hai să închidem podcastul ăsta și o să închid cu ultima întrebare. Da. De ce? Ce chestie? Chiar mă așteptam să văd dacă închizi cu penultima. Da, normal că închizi cu ultima întrebare. Da, și o să, bine, o să fac și o închidere frumoasă, da. O să am o ultimă întrebare. Da. De ce, cum ți-a venit ideea de merg la Ai Umor? De ce tocmai atunci? Nu. Pentru că au trecut câteva sezoane bune până tu te-ai hotărât să ajungi acolo. Băi, serios, dar nu eu am fost hotărât. Dar cine? Nathan Ticu cu Badea și cu Costel m-au făcut să mă duc la... Deci prietenii tăi te-au îndrumat, hai la Ai Umor. De fapt, ei te-au îndrumat, du-te la Ai Umor, că ei n-au fost. Au tăbărât pe mine pentru că... Eu le povesteam chestiile astea pe care le trăise și alea, le povesteam în mașină când mergeam cu ei în turnee. Da. Se râdea, nu? Bă, duceam și ei râdeau și ei zice, bă, de ce nu te duci cu asta? Bă, de ce nu te duci? Și Costel a fost primul care m-a îndemnat să mă duc cu bancuri. Ce, bă, du-te cu bancuri, că tu ești tare pe bancuri. Și pe urmă, Natanticu cu Badea mi-a zis, bă, spune astea la... Și următorul sezon m-am dus cu chestia asta. A, da, să spun o altă fază care urmează și așa, să vezi în momentul în care mi-am făcut vila cu piscină, cu astea, mi-am luat Lamborghini și toate astea și asta la 73 de ani s-a întâmplat. Și... Păi îmi imaginam acum ce? Cum era păi vaza, dacă tot vila cu Lamborghini cu... Și ce m-a fi vezi atunci de ce mă contrazici că e ultima întrebare, că hai că te mai întreb bă, și cum e Lamborghini? Bă, mi-am luat așa un... E o culoare cameleon între mov și negru. Ai dus-o la băiești la castă, într-un duc tot. Ce vorbești, nu? Da. Nu, eu nu duc acolo.
La 73, cam așa, nu? La 73. Ce mai face Dorian Popa pe la 60? Ce dracu, Dorian Popa, să neacă în piscină. Ce dracu, mă, ce să... Da, povestea și din viitor. Povești din viitor cu varză. Cu varză, da, uite, un alt... A, tea să fie asta, mă, să știi. Un alt... O altă serie de vloguri. Fac, da, fac niște vloguri, povești din viitor cu varză. Tot îți imaginai tu și tot făceai tu filmele alea în armată. Corect, da. Gândite și regizate. Hai să fac eu viitor. Bravo, o să mă ocup de chestia asta. Să vezi pe ce drum o să mergi. Oricum, sper că nu scruiești drumul ăla pe care îl... În viitor cu mai varză. Pui și ceva în stagole. No, logic. Sunt curios cum mă vezi și pe mine. Back to the future. Tot așa la 105 kg, tot așa. Unde? Pe mine, peste 10 ani. Nu, mă, pe cum tine. Cum vezi peste 10 ani? Văd cum vine ori nepotul tu, ori dacă faci copil al tău, dându-te da dur așa. Nenicule, hai că te așteaptă varză. Păi facem party de Glăgiuni, eu sunt bulgărele. Bravo, da. Tu ești om de zăpadă, dar tot om de zăpadă, nu? Cu totul. Da, da, prieten. Păi cam atât a fost podcastul, episodul 2. Sper vor mai plăcut. Urma și altele, bineînțeles. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe la ambele canale. Și vă aștept acolo cu întrebări. Cu... Da, și nu uitați că tocmai începe nebunia pe canalul de YouTube Varză. S-a decis el acum, într-un final, să facă asta. Mai bine mai târziu decât niciodată. Vine hoașca bătrână să hoașca vă spună bătrână, povești. Da. Cam așa zic. Mie îmi place rău de tot asta, hoașca bătrână. Da, așa ți se spune între prieteni. Da, da. Hoașca. Deci varză, o să, poate... Ar putea să fie hoașca da, bătrână. Da, poate hoașca bătrână, sezonul 1, episodul 1. De vorbă cu hoașca bătrână. Te vezi până... Vor zică, mă văd influencer de ăla. 2032. Nenea varză. Ce credeți? Dacă m-a părăsit, merită să-l mai sun? 2032 varză răspunde. Ce să întreb? Câți ani ai? 14. Du-te în pizda, mă. Vă pup. Ceau, la revedere. Pa, pa.